Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeu adevărat, Fiul celui preanalt, Iisus Hristos, Domnul prin Duhul Său cel veșnic. Iată că Satan și-a adunat subalternii. Iată că i-a aliniat și i-a pus în fața sa să stea în poziția de drept. Și iată că acest stăpân al întunericului a venit ca să le dea instrucțiuni, a venit ca să le dea precoverado șamana cadavalasat, unele sfaturi drăcești prin care acești subalterni să meargă mai apoi, să iasă dinaintea lui, dar să se înfățișeze înaintea poporului, precoverado șamana volt, în mod deosebit în adunări și biserici, ca să le vestească planurile întunericului, zocumena peracumenado șamana volt, și ca cei care le aud, pe camenado șamana volt, se ia la cunoștință ca să se supună lucrurilor neroditoare care vin din partea vrășmașului, din partea mează noapte. Da, vrășmașul și-a chemat subalternii și le-a dat coduri precise și informații, timp și zile în care, în perioada următoare, să se înfățișeze la învoane și să spune cu tare și cu tare lucru și le va spune că dacă vă veți supune, va fi bine. Ne precamenado șamana volt. Și iată că tatăl minciunii se folosește de acest subaltern, dar iată că perame camenado șamana volt, unii mai au totuși în inimile lor o puțină scânteie de teamă și de frică și va căuta cumva să sucească cuvintele stăpânului lor și să facă cumva să fie altfel ca să fie ei cică de vină și să dea vina pe alții deasupra lor. Mecamenado șamana cadavalasa. Dar tot pătați se cheamă și aceștia. Ei vor fi vânzătorii de mai peracomenados din zilele următoare, zice gura celui preanalt, că acum e ceasul și vremea lor să se înfățișeze în biserici și în adunări și să caute să transmită mesajele întunericului, dar transformate în așa fel de cuvinte ca să pare că sunt de la mine, dar nu sunt de la mine, veți auzi cu urechile voastre, veți vedea cu ochii voștri și veți spune, a, Doamne, îți mulțumim că ne-ai științat din timp precaverado si comenado șamana cadavalasat. De aceea pregăteaște-te, turmă mică, ia aminte la toate aceste lucruri și caută să stai în unitatea Duhului Sfânt, caută să stai în legătura păcii, caută să te ții tare în credință ca să nu cazi sub acest bombardament care va veni și se va deslănțui, zice gura celui preanalt, mecamenado șamana volt. Nu vor întârzia să apară repercursiunile, nu vor întârzia să apară mustrările și să le spună celor care nu vor accepta, o, voi nu sunteți cu noi, nu vedeți că vorbește Domnul? O, lucrarea anticristului se manifestă la un nivel înalt. Precomenado șamana volt, de aceea dați destile în țară, trimiteți mesaj ca mulți să audă și să peramenado să-și ia măsurile de precauție și să fie cu ochii în patru, să nu cadă în cursa acestor subalteri care, da, mănâncă de la o masă a străinului, mănâncă de la masa Izabelei, se hrănesc de la masa celea care este întuneric, precomenado șamana volt, pentru că sunt plătiți greu, mecamenado șamana volt. Sunt acei păstori, da, care sunt plătiți și acum în pericol, mecamenado șamana volt, când va fi să fie, vor fugi, dar turma este a mea că eu sunt păstorul cel bun. Voi avea milă de azi, zice Domnul, și cei ce vor fi persecutați voi ocroti eu. În coliba mea, zice gura celui preanalt,
În ziua necazului care iată vine, vine și se înfățișează, zice Domnul. De aceea luați aminte voi, luați aminte voi, poporul meu de legământ, că sunt Domn și Dumnezeu, care văd toate aceste uneltiri, le văd, zice Domnul, și iată că vă preînștiințez, ca să știți ce vă așteaptă și momentul când veți da față-față cu aceste lucruri, să voi le știți deja mai dinainte și vă veți păzi sufletul și mai apoi veți spune altora din jurul vostru, Domnul a grăit în felul acesta și acesta. Ei nu spun cuvintele Domnului, ci ale tatălui lor, care este diavolul, tatăl minciunii, iudeii aceștia care m-au vândut, mă vând din nou astăzi, zice Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea, turmă mică, păzește-ți inima, păzește-ți sufletul, fii cu ochii în patru, căci eu n-am să te las, am să veghez asupra ta, dar tu trebuie să-ți faci partea și să fii curajoasă, turmă mică, să nu-ți fie frică, precum Enado Shamanavol, că dacă îți vei pierde viața pentru numele meu, ai să o câștigi pe cea din veșnicie, care este cea mai de preț, zice Domnul, precum Enado Shamanavol. Iată, poporule, că ți-am vorbit. Iată, turmă mică, dacă ți-am vestit cuvântul. Și iată că știi lucrul acesta și te vei păzi de zilele acelea. Amin.